la acele discuții la care ați participat, ce vi s-a spus? Ce au spus reprezentanții CEO? Acolo s-a vorbit doar și numai de închidere. Deci nici de cum o alternativă. S-au întrebat, chiar au întrebat ce se întâmplă cu județul Gorj. Pentru că se știe și așa este, județul Gorj depinde de CEO. Mi s-a spus că s-a luat un miliard, nu știu, de pesos, eu știu ce sumă, de ce monedă e vorba, și doar atât. Nici de cum vreo deschidere de noi sau soluții măcar. Mi s-a spus că avem contracte care le avem și punct. A încetat? Deci mi s-a închis gura, practic. N-am găsit o alternativă. Dumneavoastră v-au spus de acea variantă pe care au specificat-o în comunicatul de presă, că vor avea discuții cu Minprestul ca să vă preia ulterior, ei? Ulterior. Deci la discuția aia n-a fost. Deci după au venit practic o ofertă pentru noi, care aceea nici nu trebuia să existe în discuție, oferta Minprest. Pentru că știm foarte bine, ei cotizează foarte mult la Minprest, în schimb angajaților le vine 40% cât cotizează ei. Nu ne-au anunțat, în principiu, pentru încetarea contractului doar și duminica. Și le-ați ridicat problema asta? Le-am ridicat și problema asta și dăm toți din că nu se poate găsi varianta. Ăștia, are în întreținere, doi copii. Am în întreținere, da, copii, am, sunt văduvă, v-am mai spus în altă, în alt interviu. Doamna și a zis că o să, ce să facă? Adică decât să ne omorăm? Recurgă la o... Sunt liberă să fac ce vreau. Nu e problema dânșilor. Nu e problema dânșilor. Ei în comunicat spun că s-au respectat acele condiții. Nu s-a respectat nicio condiție. Dacă nu avem probleme, nu avem nimic. Eu am fost, aia se spune mai și a fost toți. Practic, cum ne-a luat unul pe noi, e bun și a lăsat pe ei. Exact asta a zis. Practic, nu s-a luat o părere a șefilor noștri direcți, adică a cefeliștilor. Nu a existat acea. Noi avem toți calificative bune și foarte bune. Adică, deci decizia s-a luat undeva la, nu știu, la o partidă de table sau... Poker, eu știu. Am văzut comunicatul după acele discuții pe care le-a avut conducerea cu câțiva dintre reprezentanții protestatarilor de aici, că la rândul lor, cei din conducere, poartă discuții cu Minprestul pentru a fi preluați. Nu știm dacă sau o parte dintre cei rămași fără locuri. Această firmă care e privată parțial, adică 50 sau 40-60%, este o firmă care căpușează CEO-ul de fapt. De fapt, aici sunt băgați multe persoane care nu văd compania asta. Așa, sunt angajate pe nepotisme, pe toate astea. Ce se întâmplă aici? Te bagă la firma asta, te angajează cu salariu minim pe economie, pentru că restul banilor se împart. Se împart între cei care, CEO și prestatorii de servicii. Ei plătesc, de fapt, mult mai mult pentru un angajat, plătesc cu 50% mai mult pentru un angajat decât dacă ne-ar păstra în continuare, pe 3 luni de zile, ca și ceilalți colegi. Deci asta mi se pare o chestie foarte dubioasă la ei. Adică undeva banii ăștia se duc în buzunarele altora, în loc să se ducă în buzunarele oamenilor. Deci oamenii vor câștiga un salariu de mizerie, salariu minim pe economie, care știm cu toții, așa, dar vor face munca celor de la CEO, pentru că ei vor fi dați pe escavatoare, vor fi dați în locul, deci practic pe aceleași locuri de muncă după pe care, dar cu bani mai puțin, salariu minim pe economie. Nu există la Minprest un alt salariu. Salariu minim pe economie. Adică ei încalcă și, cum să vă spun, încalcă și legislația în domeniu. Nu oferă grupă de muncă, deși oamenii respectiv lucrează pe aceleași locuri de muncă cu minerii. Vă dați seama că în țara asta, aici s-a ajuns că se încarcă legislația muncii. Oamenii nu pot face nimic că îi dă afară, deci nu îi dă afară, efectiv îi dă afară. Dacă unul protestează acolo, îi dă afară. Dar ce v-au spus colegii care au participat la acele discuții? Colegii mi-au spus că nu sunt de acord, vă dați seama. Unii au de întreținut câte 3 copii acasă. Colegii...